Avem oportunitatea să interconectăm porturile turistice de pe tot cursul Dunării și să creăm, de exemplu, o rețea de stațiuni ecoturistice. Este un proiect care chiar astăzi este prezentat, finalizat din punct de vedere conceptual și care ar merita să trezească atenția ulterior pentru găsirea resurselor financiare ca el să devină un proiect de infrastructură. O contribuție majoră în dezvoltarea proiectelor ce vizează implementarea acestor programe în regiunea Dunării o are Ministerul Fondurilor Europene, care asigură suportul. Necesitățile în teritoriu sunt foarte mari. Ele sunt de multe ori foarte bine exprimate. Mai este de lucrat la acest capitol. Important este să. Creăm această punte de legătură între nevoile exprimate de eventualii, de potențialii beneficiari și posibilitățile de finanțare. Noi suntem o platformă de discuție egală pentru toată lumea și nu avem doar un rol pasiv, ne manifestăm un rol activ în acest demers. Autoritatea Națională pentru Turism sprijină implementarea proiectelor în regiunea Dunării și propune implicarea instituțiilor de învățământ superior. De altfel, la întâlnire a fost invitată și Fundația România de mâine. Îmi doresc ca la următoarea conferință să fim cel puțin 10 universități publice și cât mai multe ONG-uri. E foarte important să educăm acest tip de comportament, inclusiv în rândul viitoarelor generații încă de acum. De aceea partea academică, partea de ONG-uri este foarte importantă pentru a schimba niște mentalități și a seta altele. La strategia Dunării participă 14 state, dintre care 9 membre ale Uniunii Europene.